Terapia cu ozon este mai mult cunoscută pentru beneficiile ei estetice. Ozonul însă ne poate îmbunătăți calitatea vieții de zi cu zi, chiar dacă vorbim despre afecțiuni grave, ne lămurește imediat domnul doctor Răzvan Vintilescu. Ozonoterapia este un tratament complementar, natural 100%, care are ca principal scop creșterea calității vieții pacienților destul de rapid. Ea este folositoare mai ales în domeniul unor probleme destul de serioase. Putem vorbi astfel de dureri de spate, crâncene care nu te lasă să dormi. Ozonul este un puternic decontracturant și atunci îți relaxează mușchii. Vorbim de afecțiuni precum diabetul, unde ozonul crește metabolizarea glucozei din sânge. Putem vorbi de altfel despre ceea ce consideră a fi boala secolului, de oboseala cronică. Oameni care duc un ritm de viață stresant, haotic și care își realizează un echilibru metabolic folosind ozonul. Sunt câteva modalități în care ozonul se administrează. Este o modalitate, cea mai plăcută este sauna cu ozon, da? În care se îmbină partea de relaxare și înfrumusețare cu beneficiu terapeutic. Mai avem ca modalitate de administrare injecțiile, da? Care se fac intramuscular sau subcutanat și mai este încă o metodă cea mai eficientă din punct de vedere terapeutic, autohemoterapia majoră, în care se recoltează sânge, vreo 100 de mililitri, într-un recipient special, vidat, steril, se îmbogățește acel sânge cu ozon și se reintroduce în corp. Aceasta este, de fapt, adevărata terapie vampir. În România și în Europa, ozonoterapia este o disciplină foarte bine reglementată. Nu suntem vraci, nu suntem oameni care am făcut cursuri pe internet, doar medicii pot să profeseze. Există protocoale bine stabilite de peste 30-40 de ani care ne spun foarte clar în ce afecțiuni se folosește ozonoterapia și în ce cantități se folosește. Niciodată nu le spunem pacienților uitați de pastile, uitați de medicamente, vă oferim noi alternativa. Nu. Noi ceea ce facem este să venim în ajutorul pacienților astfel încât tratamentul pe care el urmează să aibă efecte mai bune. Înțepătura nu doare, ustură puțin. Ozonul ustură atunci când este injectat. Ce injectezi în seringă? Pentru că ai impresia că e aer și atât. Este ozon. Ozonul în stare pură este albastru, dar în combinație cu oxigenul este incolor. Și se poate demonstra acest lucru, le arăt pacienților că ozonul asupra latexului, de exemplu, are un efect oxidant. Asta iarnă renunțasem la activitatea mea fizică, tocmai din cauza durerilor pe care le aveam și tot luam pastile și nu reușeam să le ameliorez și atunci am apelat la terapia cu ozon, după care, după 2 săptămâni, eu mi-am reluat activitatea fizică. Am fost reticentă, dar în momentul în care am testat pe pielea mea, ca să zic așa, am văzut efectul instant. Mulți oameni au o problemă în momentul în care văd că injectezi un gaz într-un lichid, în sânge, da? Sau într-o substanță solidă în mușchi. Ozonul, spre deosebire de oxigen, este solubil în sânge, se absorbe în sânge, se metabolizează în mușchi și nu are contraindicații din acest punct de vedere.